Mor acolo în roc, de Ioan Slavici. Novela este o specie a genului epic în proză, de dimensiuni medii, mai mare decât schița, dar mai scurtă decât romanul, în care puținele personaje prezente sunt antrenate în derularea unor evenimente ce cuprind un singur fir narrativ, un conflict puternic centrat pe intrigă, într-un timp și spațiu reduse, toată acțiunea căzând asupra complexității personajului principal. Date despre autor și operă. Ioan Slavici este unul dintre cei patru mari clasici literaturii române, alături de Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ionuca Caragiale, fiind considerat un maestru al novelei realiste, după cum îl numește Ion Breazu, afirmându-se ca deschizător de drumuri prin integrarea elementelor de analiză psihologică în scrierile sale. Încadrare. Moara cu noroc a apărut în volumul Novele din Popor în 1881, fiind considerată ca capodopera lui Slavici, una dintre cele mai importante realizări ale novelisticii românești, un moment de referință în evoluția prozei sau, cum spunea George Călinescu, novelă solidă cu subiect de roman. Structură. Compoziția novelei este clasică, solidă, faptele fiind distribuite în cele 17 capitole, având un singur plan narrativ, se respectă cronologia evenimentelor, iar secvențele narrative sunt construite prin înlănțuire. Apartenență la un gen și o specie literară. Deși atinge aproape dimensiunile unui roman, Moara cu noroc își păstrează statutul de novelă psihologică, deoarece are un singur fir epic, acțiunea mai amplă decât în schiță, complicându-se progresiv, relatarea faptelor se caracterizează prin obiectivitate, grad mare de verosimilitate, comparativ cu povestirea, numărul personajelor este relativ mic comparativ cu romanul, accentul cade pe trăirile personajelor, acțiunea se desfășoară în jurul unui singur personaj, conflictul este concentrat, tinde direct spre concluzie. Fiind o novelă psihologică, accentul cade pe introspecție, pe conflictul interior și nu pe intrigă. Scriitorul sondează adânc sufletul personajului aflat în centrul unui subiect al cărui fir epic nu există sau nu poate fi ușor observat. Curentul literar. Novela aparține realismului clasic datorită temei, atitudinii critice față de societate, veridicității întâmplărilor, verosimilității intrigii și a personajelor, obiectivității perspective narrative, prezenței personajelor tipice, în situații tipice, cum ar fi cârciumarul. Naratorul omniscient și omniprezent relatează faptele în mod detașat la persoana a treia. Totodată, timpul și spațiul sunt bine delimitate, autorul inspirându-se din realitate. Personajele fiind condiționate de mediul în care trăiesc, apar de asemenea tehnica detaliului în descriere și portretizare și, bineînțeles, stilul cenușiu, sobru, concis, fără figuri de stil. Tot de realism ține și interesul pentru analiza psihologică realizată prin modalități specifice. Tema. Tema susține caracterul psihologic al novelei, dorința de îmbogățire a omului, demonstrând că banul distruge firea acestuia și îi alterează ireversibil viața interioară. Însuși Slavici afirmă că, citez, banul e mare putere, el deschide toate ușile și strică toate legile. Am încheiat citatul. Totodată, având un caracter realist, novela surprinde viața satului transilvanian din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Semnificația titlului. Titlul este un topos, adică un clișeu literar, care desemnează un han numit Moara cu noroc, aflat la răscruce de drumuri, în pustietate. Locul se dovedește unul blestemat, care aduce ghinion, nenorocire pentru protagoniști, titlul fiind astfel unul ironic, în contrast cu realitatea dezvăluită de lectura operei. Pentru Ghiță, Moara pare cu noroc, însă descrierea locurilor dovedește tocmai contrariul. Substantivul moară simbolizează zbuciumul interior, măcinarea în plan psihologic a protagonistului în încercarea de a schimba norocul sau soarta. Relația incipit final. Incipitul de tip enunțiativ se deschide cu sfatul dat de bătrână ginerului ei, Cizmarul Ghiță, care, ambițios, ia în arendă hanul de la Moara cu noroc pentru a-și spori câștigurile. Omul să fie mulțumit cu sărăcia lui, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Afirmație care anticipează finalul tragic al novelei. Vorbele ei reprezintă înțelepciunea spirituală a poporului, pentru care e mult mai importantă împlinirea sufletească oferită de familie decât îmbogățirea. Cel care ignoră aceste sfaturi este aspru sancționat. Tot incipitul fixează spațiul în care se desfășoară acțiunea, și anume câmpia rădeană în lumea crescătorilor de porci. Timpul însă nu este delimitat cu precizie, derularea acțiunii fiind relativ scurtă, pe parcursul unui an,
între două repere temporale cu valoare religioasă, de la Sfântul Gheorghe până la Paște, așadar un drum parcurs în plan simbolic de la izbândă spre patimă și chiar moarte. Timpul vag conferă caracter de generalitate a acțiunii personajelor, care sunt sancționate de preceptele morale ale gândirii populare. Descrierea din începutul novelei are rolul de a plasa în spațiu acțiunea, oferind veridicitate după principiul realismului, dar și de a anticipa prin sugestii simbol și prin tehnică detaliu semnificativ evoluția și deznodământul tragic al personajelor. Natura săracă de câmpie aridă, pe deasupra căreia planează corbi singuratici, vechea moară cu lopețile rupte și cele cinci cruci. Finalul închis este prezentat în simetrie cu incipitul, sunt redate din nou vorbele bătrânei cu rol moralizator. Se vede că au lăsat ferestrele deschise, zisea într-un târziu. Simțeam eu că n-are să iasă bine, dar așa le-a fost dat. Această replică scoate în evidență ideea operei și anume că banul distruge omul și îi alterează viața interioară. Deși ea pune totul pe seama destinului, atrage atenția că geamurile au rămas deschise, simbolizând ferestrele sufletului prin care au lăsat să pătrundă cu ușurință în viața lor răul. Bătrâna participă și contemplă evenimentele cu o pasivitate fatalistă specific țărănească. Înțelepciunea soacrei reflectă principiul etic sănătos al trăirii cu demnitate a vieții. Între avertismentul inițial și constatarea dramatic-fatidică de la final, se situează traiectoria umană și epică a actanților, o lecție subtilă de viață. Simetria incipitului cu finalul se realizează și prin descrierea drumului, un element simbol, căci poteca de la final pe care pleacă copiii sugerează că drumul vieții continuă și după tragedia de la moara cu noroc. Citez, apoi ea luă copiii și plecă mai departe. Faptul că pornesc pe un alt drum oferă speranța în existența unui viitor mai bun. Singurele personaje care se salvează sunt bătrâna și copiii, căci sunt singurele personaje înțelepte și curate sufletești din acest spațiu al răului. Flăcările din final au rol purificator, anunțând un nou început. Așa cum spuneam, ghiță Iana arendă hanul aflat la răscruce de drumuri pentru câțiva ani pentru a se face om cu stare, neascultând sfatul soacrei sale. În timp afacerile prosperă, însă seara, după o zi de muncă, se adună toți membrii familiei și numără cu satisfacție banii adunați peste zi. O secvență reprezentativă. Echilibrul familiei se distruge în momentul în care apare la cârciumă Lică Sămădăul, șeful porcarilor și al turmelor de porci din împrejurime. Acest moment constituie intriga acțiunii, deoarece prezența acesteia va contribui la degradarea morală a lui Ghiță și, implicit, la destrămarea familiei. Este o secvență reprezentativă pentru că declanșează conflictul interior al protagonistului. Lică, un om de 36 de ani, înalt, uscățiv și subt la față, cu mustață lungă, cu ochi mici și verzi și sprâncene împreunate la mijloc, își arogă aere de stăpân, pretinzându-lui Ghiță, pe un tom poruncitor, să-l țină la curent cu tot ce se întâmplă la moară, cine vine și pe unde se duce. Citez, eu sunt Lică Sămădăul, multe se zic despre mine și multe vor fi adevărate și multe scornite. Eu voi să știu întotdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face și voiesc ca nimic în afară de mine să nu știe. Cred că ne-am înțeles. Cu toate că își dă seama de pericol, Ghiță nu poate să refuze, căci nimeni nu poate sta la moara cu noroc fără a se pune bine cu Lică. Această întâlnire declanșează conflictul novelei dezvoltat pe două coordonate, un conflict exterior între Ghiță și Lică Sămădăul și altul interior ce face referire la mutațiile sufletești ale personajului ce ajunge la dezumanizare sub influența banului. El pendulează între două dorințe puternice, dar contradictorii. Pe de o parte să rămână om cinstit, pe de altă parte tendința de a rămâne la Han, îmbogățindu-se alături de Lică, indiferent de compromisurile pe care va trebui să le facă pentru a câștiga bani, de aici și de aici drama personajului. Secvența este prezentată din perspectiva unui narator obiectiv, omniscient și extradiegetic, trăsătură specifică novelelor realiste. Desfășurarea acțiunii surprinde procesul degradării morale a protagonistului. Compromisul său atinge apogeul când jură strâmb în procesul intentat împotriva lui Lică sub acuzație de crimă și jaf. Sămădăul omorâse o văduvă și pe copilul acesteia, iar Ghiță, deși știe adevărul, minte că acesta nu a părăsit hanul în noaptea crimei. O altă secvență reprezentativă. De Paște, Ghiță, cuprins de sete de răzbunare, pune la cale cu pintea căprarul un jandar cu care se împrietenește să-i întindă o cursă lui Lică pentru a fi prins cu banii furați asupra lui, lăsându-o ca momeală pe Ana.
Secvența care este una reprezentativă surprinde ultima treaptă de degradare morală a personajului. Ea debutează cu momentul în care Lyca hotărăște să-l subjuge total pe Ghiță, luându-l în stăpânirea sa și, pentru aceasta, trebuie să îl vindece de dragostea obsesivă pentru o singură femeie, să-l scape de punctul lui slab, determinându-l să-l lase singur cu Ana Lahan, motivând că oricum aceasta îi se dăruiește de voie, căci, spune el, așa sunt muierile. Ana, văzând că Ghiță părăsește Hanul, lăsând-o cu Lyca, este convinsă că soțul nu o mai iubește și, dezgustată, dornică de răzbunare, dar și atrasă de sămădău, așteaptă în zadar ca Ghiță să se întoarcă și acceptă avansurile lui Lyca, deoarece el este om, pe când Ghiță nu e decât muiere îmbrăcată în haine bărbătești. Gestul de a o lăsa pe Ana cu un om sadic, foarte periculos și de a pleca după pintea pentru a-l dovedi pe Lyca în fața legii, ține de sfera dezumanizării totale a personajului, iar anormalitatea faptei este recunoscută și de jandar. Citez, și eu îl urăsc pe Lyca, dar n-aș putea să-mi arunc o nevastă ca a ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind. Am încheiat citatul. Întorcându-se la moara cu noroc, Ghiță află că Lyca deja plecase și realizând că soția l-a înșelat cu un junghie. La rândul lui, Ghiță este ucis de răuți, omul sămădăului. Scena constituie punctul culminant al novelei. Elemente de noutate. O trăsătură esențială a operei lui Slavici este faptul că nu prezintă caractere deja formate, ci le înfățișează în procesul devenirii treptate, iar accentul nu cade pe povestire, ci pe complexitatea personajelor, pe viața interioară a individului. Particularități de limbaj. În ceea ce privește stilul, remarcăm sobrietatea, concizia, lipsa podoabelor, absența mărcilor subiectivității, prin impresie de stil cenușiu, trăsături specifice realismului. Limbajul naratorului și al personajelor valorifică același registru stilistic, adică un limbaj ușor popular, oralitatea discretă. Proverbele și zicalele sunt replici în sentință, utilizate cu rol moralizator. Concluzie. Prin urmare, novela psihologică Moara cu noroc este o capodoperă a literaturii române, deschizând calea către mărcile creației epice din perioada interbelică, despre care critica literară afirma că este o novelă solidă cu subiect de roman. Ce Caline.